dreptăți. Acum discutăm, este întâlnirea momentului, doamnelor și domnilor. În mai puțin de o oră, premierul Marcel Ciolacu, ministrul de finanțe Marcel Boloș, reprezentanții Fondului Monetar Internațional, dar și reprezentanții de la BNR, au întâlnirea decisivă pe taxele și pe banii noștri. Știm deja gaura de peste 37 de miliarde de lei care trebuie acoperită. Cu ce costuri? Este alături de noi domnul Bogdan Glăvan, profesor în economie și analist economic. Bună ziua! Mulțumesc pentru intervenție și pe membru Forța Dreptei. Domnule Glăvan, în momentul de față avem așa două variante puse pe masă. Cei de la PNL care vor cu creșterea taxelor pe vicii. Și vedem aici creșterea taxelor pe vicii și taxa pe zahăr. Adică băuturile cu un conținut de zahăr între 5 și 8 grame la 100 de mililitri să plătească o acciză mărită și apoi să crească în funcție de toate aceste gramaje. Apoi vorbim de acciza la tutun. Avem și calculele făcute. Dacă acciza de anul acesta este undeva la 625 de lei pe 100 de țigarete. Dacă se schimbă acciza, atunci la o creștere de 10% am putea să vedem și o scumpire de 1,50 lei la pachet. O creștere de 20% ar putea să ducă o scumpire de aproape 3 lei. Și vorbim și de plățile pe care ar putea să le facă cei din agricultură și din construcții, să fie obligați să plătească acele contribuții și la sănătate și la pensie. Da, să plătească aceste contribuții, în schimb să nu mai plătească impozitul de 10% pe venit. Domnule Glăvan, aceste metode vor salva deficitul, că dacă nu facem ceva, pierdem și banii de la Uniunea Europeană. Da, pe termen scurt vor salva deficitul. Dar să nu uităm faptul că genul ăsta de politică de creștere a poverii fiscale, noi am mai implementat-o și în 2010. Da? Deci este o politică de austeritate pe care am mai făcut-o, exact cu alte figuri, cu alți oameni, dar iată că oamenii, figurile se schimbă, măștile se schimbă, politicile rămân. Și care nu a dus România nicăieri. După ce în 2010, vă amintesc, am mărit TVA-ul, guvernul a colectat mai mult, dar după 3 ani a colectat mai puțin decât colecta înainte să crească TVA-ul. Deci creșterea poverii fiscale nu este o idee bună în România. În România trebuie chivernisit bine banii publici, pentru că de asta avem evaziune fiscală, de asta grupurile de interese, mișcările sindicale doresc facilități și doresc venituri mai mari, pentru că fiecare își pune problema. Pentru ce să plătesc eu taxe dacă statul nu îmi dă nimic în schimb? Ce-mi dă? Cei de la PNL nu vor să se atingă de TVA. Am văzut Marcel Ciolacu a anunțat poate TVA diferit pentru produsele luxoase, pentru alte astfel de lucruri, dar încă nu este clar pe care dintre variante vor merge. Păi se va negocia și în final se va lua de la veriga cea mai slabă, pentru că decizia va fi să smulgem cât mai mult, să jupuim cât mai multe pene cu cât mai puține țipete. Ia să vedem cine țipă cel mai puțin, unde este riscul să țipe cel mai puțin. E posibil că dacă crește TVA-ul la Horeca, de exemplu, că acolo TVA-ul este 9%, dacă îl crește la 19%, să asistăm la foarte multe țipete și atunci să nu ne complicăm. Dacă mărim acciza la țigări, e posibil să nu prea țipe nimeni. E adevărat că foarte mulți români sunt fumători, însă nu cred că vor face un viciu, meeting. Da, să-i ajutăm să se lase, nu? Poate să fie și asta ce spune guvernul. E adevărat, însă una peste alta, asta, indiferent ce se întâmplă, de unde se vor lua bani, înseamnă un transfer de la populație, da, către stat. Un transfer care va rezolva problema pe termen scurt, dar pe termen lung nu va rezolva deloc. Întâlnirea aceasta, ora 14, mai este foarte puțin și concluzia, domnule Glăvan, cu reprezentanții BNR și cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional. De ce credeți? Pentru că suntem într-o situație proastă. Iată, deci a ajuns guvernul, da? Vă amintiți de domnul Câciu care spunea că România are mai mulți bani decât să crede? Ei, iată că n-am mai trecut decât câteva luni și am ajuns iarăși în brațele FMI. Să luăm indicații prețioase de la FMI.